Cât costă un vot? Pentru cineva 400, pentru alții 800 sau poate 1000 de lei. Dar pentru noi, un vot înseamnă soarta unei țări. În 1776, un singur vot diferență a făcut ca limba oficială în SUA să devină engleza și nu germana. La noi, de exemplu, anul trecut, în alegerile locale, un singur vot a fost decisiv în comuna Țibirica din raionul Călăraș, unde primarul l-a învins pe contracandidatul său cu acest vot decisiv. Închipuiți-vă că unul dintre votanți rămâne acasă sau nu ajungea atunci la alegeri. În satul Nicoreni, din Drochia, primarul s-a ales cu diferența de 3 voturi, iar la Bocani, în Fălești, cu diferența de 4 voturi. Și mai puțin de 12.000 de voturi au decis soarta referendumului constituțional din acest an. Adică, un pic mai mult decât stadionul Zimbru, au fost decisivi pentru aproape 3 milioane de legători. La fel va fi și în turul 2. Soarta țării poate și va fi decisă la limită. Și cine știe, poate de un singur vot. De votul tău. Fii sigur că ceilalți vor veni. Vor veni la votare și vor veni masiv, vor vota. De aceea vină și tu. Și nu lăsa ca decizia lor să te vizeze pe tine. Într-o democrație veritabilă, voturile se numără. Nu se cumpără. Pe 3, ne vedem la vot.